organizat acest eveniment dedicat în special sărmărencelor. Aplauze pentru dumneavoastră care sunteți cel mai feminin public pe care l-am avut până acum. Este pentru dumneavoastră, s-au strecurat câțiva bărbați care sunt foarte fericiți, da? Asta e. O să aveți parte de Distinto, trei tenori extraordinari, chiar dacă poate nu sunt atât de cunoscuți, o să vă placă și eu vă promit că în câțiva ani o să auziți foarte, foarte mult de ei și ne bucurăm că am reușit să-i avem alături de noi. De asemenea, VH2 și Gabriel Cotabiță nu cred că mai are nevoie de prezentare. Vă vor oferi cu siguranță un spectacol sau un preludiu, dacă vă place mai bine, pentru chefurile care vă vor urma cu siguranță și vor continua în această seară. Am să invit pentru început pe scenă pe directorul postului de radio 1 și vocea din spatele știrilor Nord-Vest TV, vocea pe care o auziți în fiecare seară la știrile Nord-Vest TV, Tiberiu Sabă. Tiberiu Sabă a condus mult timp postul de televiziune Pro TV, de aici, de la Satu Mare, a mai lucrat în Cluj, în Arad, tot în Media Pro și ne bucurăm că am reușit să readucem în Satu Mare și să facem sărmărea noastră. Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor. Mă simt și eu, apropo, cum spuneai, unul dintre bărbații fericiți care a reușit să intre aici. Am reușit! Asta este, m-am profilat și mă bucur, pentru că văd o emulație de bucurie, de zâmbet, chipurile dumneavoastră, chiar dacă acum nu se vede exact în sală, dar am văzut înainte să se stingă lumina. Deci e bine. Doamnelor și domnișoarelor, încercăm să vă oferim un mic simbol al primăverii prin acest eveniment și încercăm să facem să fie bine, să vă priască, să vă simțiți bine, să aveți un început de primăvară cât se poate de fericit și cu multe, multe zâmbete. Bine, începutul de primăvară, ulterior, vine și vara, vine toamna, vine și iarna, să fie zâmbet continuu, dacă se poate. Să fiți iubite și fericite, pentru că nu vreau să țin un speech lung, sunt alții care pot să cânte, eu nu pot să o fac, deși mi-ar plăcea pentru dumneavoastră, dar n-am cum, nu mă ține vocea, eu așa, mai cu știrile, cum spunea Victor, mai cu una și cu alta, asta este. Dar revin și vă spun, mă bucur extrem de mult că sunteți aici în număr atât de mare, să fiți iubite, fericite și să aveți parte de o viață cât se poate de frumoasă, de liniștită și cu multe, multe, multe zâmbete. Da, îți mulțumim, Tiberiu Sabă, și în continuare la știrile Nord-Vest TV o să-l auziți și programul Radio 1 o să-l vedeți și acolo are emisiune colegul nostru Tiberiu Sabă. Ne bucurăm că e din nou sărmărean. Iată că reușim alături de alte autorități să facem oameni buni să devină sărmăreni, oameni profesioniști. De asemenea, vreau să-l invit pe scenă pe cel care de câteva zile se ocupă, nu știu dacă a reușit să ajungă la toate serbările de Doamne, dar se străduiește din greu, în limita programului, domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, Mircea Govor. În așa multe locuri deodată și la scurt timp nu l-am mai văzut pe Mircea de pe vremea campaniei electorale. Deci atâtea, Doamne, felicitate! E adevărat, Victor. Să rămânile doamnelor și domnișoarelor. Bună ziua, domnilor, că suntem în sală. Vreau și eu să mulțumesc organizatorilor, în primul rând, Radio 1 și domnului primar Dorel Coica, că am reușit și eu să intru azi, să fiu împreună cu dumneavoastră ca invitat. E adevărat că de la alegerile județene la PSD n-a fost la sala atât de plină ca și la convenția județeană cum este astăzi. Așa că felicitări organizatorilor. Ideea este extraordinar de frumoasă, pentru că astăzi domnul primar reușește să vă dea în dar dumneavoastră acest spectacol închinat zilei de 8 martie. Spun că este de felicitat, pentru că așa trebuie să facă un primar. Să adune în jurul lui tot ce mai frumos și mai bun, femeile din județul Satu Mare, din municipiul Satu Mare,
sunt cele mai frumoase, cele mai bune, cele mai harnice, de care noi ne mândrim. Așa că nu-mi rămâne decât să vă spun să aveți tot ce e mai frumos în viață, zile frumoase, să aveți parte numai de bucurii, sănătate și împliniri. La mulți ani tuturor, atât celor prezente aici astăzi, cât și tuturor celor care locuiesc în județul și municipiul Satu Mare. Încă o dată felicitări, domnule primar, și să dea Dumnezeu de ziua orașului să fie la fel de plin centru municipiului Satu Mare, cum este această sală. Încă o dată felicitări și la mulți ani tuturor! Mulțumim, Mircea Govor, vicepreședintele Consiliului Județean, care s-a dovedit a fi și el alături de femeile din județ. Iar acum, cu permisiunea dumneavoastră, am să invit pe scenă artizanul acestui eveniment, cel care s-a gândit că ar vrea foarte mult să stea nu numai cu sătmărenii, dar mai ales cu sătmărencele. Și iată că a reușit primarul municipiului Satu Mare, Dorel Coica. Cel care s-a gândit la toate doamnele și domnișoarele din Satu Mare și a dedicat special acest spectacol lor. Mulțumesc foarte mult, Victor, sărut mâna. Am crezut că se rupe podul acela cu mine și rămâne fără primar. Da, am văzut că ține tot. În fine, nici nu știu unde să mă uit. Toate sunteți la fel de frumoase. Sătmărencele sunt cele mai frumoase femei. Doamnele, domnișoarele. Domnul Mircea mi-a și dat idei. Într-adevăr, Mircea, dacă mă uit, cred că trei sferturi dintre doamnele astea sunt pesediste. Au culoare roșie majoritatea. În fine, în suflet cel puțin știu că așa e. Vreau să vă spun că este un moment important pentru noi bărbații. Cel mai important moment al anului, sărbătoarea dumneavoastră. Legat de ziua orașului, spunea domnul Govor că trebuie să fim foarte mulți. Ca și aici. O să fim și mai mulți, pentru că văd stai noi doi dintre cei care vor participa. Loredana. Smiley. Și dacă tinerii de la Distinto, tineri pe care îi admir de foarte mult timp și le mulțumesc în mod special că și-au făcut timp să vină astăzi aici. Deci dacă vă convin și vă îndrăgostiți de ei, vor veni și de ziua orașului. Chiar am să le propun. Dumneavoastră, la sfârșit, prin aplauze, o să le dați sau să-i rechemați în Satu Mare. La mulți ani, vă iubesc, vă respect și să aveți încredere în mine că lucrurile vor merge bine în Satu Mare. Eu sunt un om cu viziune și știu ce spun. Să aveți încredere. La mulți ani încă o dată și să vă simțiți bine în seara aceasta. Da, vor mai fi și alte surprize de ziua orașului, dar acum am să vă prezint o formație pe care cu siguranță nu o să o uitați prea repede cei care nu ați văzut-o până acum. Trei băieți extraordinari, trei voci de excepție, special pentru dumneavoastră, doamnele și domnișoarele din Satu Mare. În scenă vor veni cei de la Distinto! Aplauze! The last thing that we're doing is
Suntem distinto și suntem onorați să fim în această seară alături dumneavoastră. Suntem pentru prima oară în Satu Mare. Suntem fericiți că am ajuns și aici. De mult trebuia să ajungem. Diverse probleme ne-au încurcat să fim, dar suntem emoționați că în sfârșit am ajuns. Mulțumim și domnului primar pentru invitație, domnului Goica. Aplauze! Mulțumim că ne-a dus, că ne-a dat ocazia să vă urăm în felul nostru muzical la mulți ani, doamnelor, domnișoarelor, mamelor, soțiilor, fiicelor, la mulți ani! Before the night.
Spectacol, concertul nostru este unul interactiv, așa că, domnilor, dacă sunteți, nu vedem prea bine, invitați doamnele la dans. Dacă nu, doamnelor, puteți dansa, scena e mare, largă, puteți cânta alături de noi, pentru că urmează o lecție de tango.
Următoarea melodie ne permite să o dedicăm doar mamelor. Mamă. Thank you.
Sperăm că v-au plăcut aceste arii îmbinate în felul acesta modern. Acum, dacă tot am interacționat, am început să ne cunoaștem, haideți să cântăm și un pic împreună Marșul Triumfal, că nu e chiar așa de greu. Marșul Triumfal din Aida, da? Avem versurile, nu? Erau complicate. Avem... Lație... Avem La-La. La-La. Și chem cu... La-La-La. Domn primar știe, deci... Soprane. Sunt convins că sunt mezzo-soprane, nu știu, la capitolul baș, bariton, unde sunt... Noi să începem cu La-La și pe asta continuați cu... Așa, dar își primează, bine că... Bun, hai să mergem. La-la! La-la-la! Super! Și dacă au fost arii de operă, cum vom prezenta și câteva canțonete într-o manieră proprie? Balla, balla! Yeah.
Ne simțim de parcă ar fi o marte și ne aflăm la Satul Mare. Vă iubim, sunteți minunate! Punctul, mamă. Il va,
vivre la casola in mantenne. Se ci capo la fantasia di cattolia la figlia mia, come mamma me voglio mai là, uè mamma quanto è bella la casa. Imediat l-a spus, la 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 la, la la. Ce coincidență. Începem noi astăzi și continuăm cu asta. Da. Încercăm? Noi să cântăm cu mama și noastră, la la la, e un pic mai complicată. Hai să încercăm. Ue mama! Ue mama! Iată că și finalul se apropie, nu dorim să plecăm înainte de a ne lua rămas pentru buni într-o melodie care pentru noi, sigur, o melodie foarte cunoscută, n-are nevoie de nicio prezentare, o melodie care pentru noi a însemnat începutul, pentru alții înseamnă, a însemnat melodia de adio, dar pentru noi a însemnat melodia de început. Așa că, de lumea la revedere, cu speranța că ne vom vedea cât de curând, My Way. School.